Magda Ciumac este o personalitate publică din România care a devenit cunoscută în urmă cu 15 ani datorită aparițiilor sale frecvente la televizor. Aceasta a devenit faimoasă și datorită implicării sale în cazul Elodiei, unul dintre cele mai mediatizate cazuri de dispariție din țară. Bruneta a fost căsătorită cu luptătorul profesionist Tolea Ciumac, dar cei doi au decis să se despartă în urmă cu 15 ani. La acea vreme, cei doi erau vedetele micului ecran și au apărut în numeroase emisiuni, certându-se și făcând scandal pe seama divorțului. În prezent, femeia are 40 de ani și a trecut atât prin momente frumoase cât și prin obstacole. Despărțirea de tatăl copilului a fost un moment dificil, dar a propulsat-o în lumina reflectoarelor presei românești. După ce a devenit faimoasă, ea a început să se implice și în industria muzicală, lansând o piesă împreună cu celebrul cântăreț de manele Nicolae Guța. După despărțirea de Tolea, aceasta a decis să-și refacă viața complet. Copilul pe care l-au împreună, un băiat în vârstă de 19 ani numit Alexander, este în grija ei, iar ea este foarte mândră de el. Cu câțiva ani în urmă, Magda și-a găsit sufletul pereche, un bărbat din Italia, și s-a mutat din România pentru a începe o nouă viață. Ea este foarte activă pe rețelele de socializare, unde se mândrește cu viața pe care o duce, împărtășește cu urmăritorii ei atât părțile bune din viață, cât și pe cele mai puțin plăcute. Fosta vedetă de la OTV organizează sesiuni de live-uri pe TikTok, abordând diverse subiecte. Într-unul dintre live-urile sale, Magda Ciumac a vorbit despre relația cu actualul soț. A povestit că se simte iubită și apreciată de acesta, fiind vizibil liniștită și fericită. În ciuda faptului că Magda are deja un băiat care a devenit adult, ea a dorit să-i ofere un copil și bărbatului pe care îl iubește în prezent. Aceasta a rămas însărcinată în vara anului 2022, însă viața i-a mai dat o palmă. A pierdut sarcina, dar a subliniat că este puternică și va zâmbi mereu, pentru că așa i-au obișnuit pe cei care o urmăresc. În prezent, Magda Ciumac și fostul ei soț Tolea au o relație tensionată. Ea îl acuză pe acesta că nu se implică deloc în educația copilului lor. Mai mult, a dezvăluit că sportivul l-a sunat de doar câteva ori pe fiul lor în ultimii ani. De asemenea, fosta vedetă din emisiunile lui Dan Diaconescu susține că actuala soție a lui Tolea are o problemă personală cu ea și o hărțuiește. Ea o acuză pe actuala parteneră a fostului soț că editează videoclipurile sale de ani buni. Bruneta susține că a deschis chiar și un proces în acest sens în urmă cu câțiva ani, pe care l-a câștigat. Iubita fostului său soț a fost obligată să plătească daune morale și cheltuieli de judecată.